Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre textul dramatic și arta spectacolului. Materialul se adresează elevilor de clasa a 7-a de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Vă plac spectacolele? Cum credeți că ajunge un text dramatic să fie pus în scenă sub forma unui spectacol de teatru? Elementele componente ale spectacolului teatral sunt piesa de teatru, adică textul dramatic, dar și persoanele implicate în punerea în scenă a operei dramatice. Regizorul, care scrie scenariul regizoral și selectează actorii, îi îndrumă la repetiții, avizează schițele pentru decoruri și costume, efectele sonore, luminile. Actorii, care interpretează personajele pe scenă. Scenograful, care desenează sub îndrumarea regizorului decorurile și costumele ce se realizează în atelierul teatrului. Coregraful, care îndrumă actorii în vederea realizării dansurilor sau a mișcărilor ritmice. Costumierul, care realizează costumele după modelul propus de scenograf. Machiorul, care se ocupă de machiajul actorilor. Recuzitorul, care procură și păstrează recuzita. Tehnicianul de lumini sau tehnicianul de sunet. Vă invit să urmăriți un fragment dintr-un spectacol din cadrul Festivalului de Artă Dramatică Spiritului Caragiale, ediția din 2011, și să observați jocul actorilor, costumele, machiajul. Bucurați-vă de teatru! Succes! Mare sunt dintre ei, nu poate suferi. Și ți-a mic? Ce e ăla? Ei, asta e. Ce-ți pasă? Aș vrea să-l știu. Pe onoarea mea că nu scot nicio socoteală. Vreau să știu numai ce am spus. Nu se poate. Uite, vezi. Uite, vezi. Mai întâi nici nu știi ce a spus. Ce a spus? E, mai nimic. Zice că nu te poate suferi. Nu știu cum veni să vorba de oameni deștept și zic eu, uite, Machi, e băiat deștept. Știi că întotdeauna te-a considerat ca foarte deștept. Nu că mie ești amic. Păi mai la urmă, dă voie să zic. Chiar n-am niciun interes să-ți fac mate. Dar cu ce să mai fac? Mă cunoști și te cunosc. Doamne, slavă Domnului. Toate defectele le pot avea. Dar trebuie să recunoașteți cu toții că am și o calitate. Sinceritatea. Și, domnule, îți spun sincer, îmi ar părea foarte rău să vină tocmai amicii și să zică... Mă înțelegi tu. Bine, frate! Cine zice? Tu. Eu? Văd că te uiți la mine cu un aer așa, care... De. Parcă vrei să spui că nu te cred. Bine, frate! Dar mai zi ce să cred? Că nu mi-ai spus nimic. Mi-ai spus că unul dintre amicii cu care erai aseară nu mă poate suferi și că tu ai susținut că sunt deștept. A susținut?